Astăzi veți vedea cea mai epică lovitură de basket din lume. Veți afla despre cel mai norocos om de pe planetă care a câștigat la loterie în direct. Veți fi uimiți de faptul cum a aterizat un avion pe traseu și veți vedea alte momente uimitoare pe care la sigur nu trebuie să le ratați. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Trucurile cu bicicleta pot fi extrem de periculoase, însă uneori nu ele reprezintă pericol, ci traseul pe care se fac. Un tip a reușit să se dea cu BMX-ul său într-un skatepark. Se vede că trucurile el știe să le îndeplinească. Tipul face cu încredere un salt în față și aterizează pe un gard ascuțit care se află în apropiere. 99% din astfel de aterizări s-ar finisa tragic. Sperăm că acum el nu își riscă viața. În cadrul curselor de rally se poate întâmpla orice. Cursele rapide care deseori se organizează în afara traseelor asfaltate sunt imprevizibile, de aceea spectatorii trebuie să fie mereu pregătiți. Însă dacă oamenii înțeleg cât de periculos este rally, atunci animalele nu. În cadrul competițiilor pe traseu a ieșit un câine și încă în momentul când se apropia un automobil cu o viteză extrem de mare. S-ar părea că nu poți evita tragedia, dar câinele s-a adeverit a fi un adevărat norocos. Automobilul a sărit în aer la câțiva metri și a trecut pe deasupra. Câinele a rămas viu și asta e cel mai important, încă și-a încercat să ajungă automobilul. În fotbal, deseori se întâlnesc goluri frumoase, dar încă și mai rar puteți vedea goluri în care mingea de parcă nu se mai supune legilor fizicii. Un astfel de gol a fost înscris de Muhtafi Subri. Cel mai probabil acest nume nu vă spune nimic. În anul 2016, acest tip a devenit deținătorul premiei Frances Puskas pentru cel mai frumos gol al anului. Acum veți vedea de ce. În meciurile din Superliga Malaysiei a pus o penalizare incredibilă. Mingea a zburat într-o parte, iar după și-a schimbat traiectoria, care descrie un arc frumos. Se creează impresia de parcă mingea era condusă de forțe supranaturale. Nu este de mirare că portarul nu a putut respinge această lovitură. El pur și simplu nu înțelegea unde la final va ateriza această minge imprevizibilă. După cum cunoașteți, decolarea unei rachete este calculată până la secunde, deoarece este un eveniment important și responsabil. Se pare că în timpul zborului de această rachetă răspundea acest reporter care vorbea de startul său. De astfel, cum să explicăm faptul că racheta a decolat în momentul în care el a arătat cu degetul la ea? Dacă să fim serioși, cu timingul la acest reporter totul e super. Nici nu ne imaginăm cum a reușit atât de exact să ghicească momentul. Aici vedem înregistrarea unei camere de luat vedere afară. Femeia stă pe scaun, bea cafea și în acest moment pe lângă ea trece un camion ce colectează deșeurile ca să extragă totul din container. Procedura simplă de muncă s-a finisat neobișnuit. Șoferul a bruscat rapid containerul care în același timp s-a agățat de scaun. La final, scaunul s-a întors și femeia a căzut vărsând cafeaua. Căderea a fost rapidă și neașteptată, spre fericire nu dureroasă. Chiar dacă femeia și-a vărsat cafeaua, la sigur s-a trezit în același moment. La o competiție de motociclete, un sportiv prea brusc a intrat într-o cotitură și din acest motiv a pierdut controlul și a căzut jos. Cum credeți? Ce s-a întâmplat după? Iată câteva variante. Sportivul s-a scuturat, a ridicat motocicleta și și-a continuat cursa sau a fost grav rănit și nu a putut participa mai departe. Nici una și nici alta. Motocicleta de parcă a înviat, singură s-a ridicat și a continuat mișcările și încă atât de rapid și agresiv s-a îndreptat în partea spectatorilor, mergând pe tot stadionul și trecând peste gard. Asta arată foarte epic și în același timp înfricoșător. Nu este foarte plăcut când spre tine vine o motocicletă nebună și înfiorătoare. Iar ceea ce a făcut acest micuț e imposibil de repetat chiar și din a 10-a încercare. La antrenamentul de baseball a lovit mingea care stătea pe suport. Mingea a zburat în țintă, a ricoșat și a aterizat pe suport. Ea s-a întors la locul inițial de parcă ar fi un bumerang, care în general sunt șansele ca una ca asta se poate întâmpla cu o minge mică care inițial stătea pe un suport. Urmărind reacția băiatului, este clar că el singur nu s-a așteptat la una ca asta. În fața voastră sunt cadre de la Jocurile Olimpice din anul 2018. În competiția de slalom gigant participă Daniela Ulbing din Austria. Totul merge bine până la un anumit moment, până când pe traseu nu a apărut un oaspete nepoftit. Cum credeți? Cine putea fi acolo? Poate un antrenor, un alt sportiv sau un animal? Dacă v-ați gândit la un animal, atunci ați ghicit. Pe traseu a ieșit o veveriță care a apărut fix pe traseul unde mergea Daniela. La o astfel de viteză mare era practic imposibil de evitat ciocnirea.
întâlnirea. Spre fericire, totul s-a terminat cu bine. Daniela a înconjurat veverița ca un adevărat maestru, fiind la câțiva centimetri depărtare. Momente rare și minunate se întâmplă și în alte tipuri de sport. Rămâneți cu noi până la finalul videoului pentru a vedea cel mai neobișnuit moment din toată istoria golfului. Veți afla cine a efectuat această lovitură pe care e imposibil să o repeți. La fel veți vedea momente rare și neobișnuite care au fost filmate cu camera video. Nu toate persoanele au succes, noroc au puțin și printre ei este Bill Morgan. Acest australian e legat de furtună pentru totdeauna. De la început, el a supraviețuit o moarte clinică, după care a câștigat la loterie un automobil care costa $17,000. Canalele TV au fost interesate de istoria lui Bill și i-au propus să se filmeze într-un reportaj în care mai cumpără un bilet. Ei doreau să filmeze momentul care s-a întâmplat anterior. Bill a venit la magazin, a cumpărat la întâmplare un bilet, a șters nivelul de protecție și a declarat la camera video: eu am câștigat $250,000, eu nu glumesc. Acest moment nu a fost înscenat. Bill chiar a ales un bilet câștigător. Asta se vede și după reacția sa. Este ceva incredibil, practic să învingi moartea după să câștigi de două ori la loterie. Este oare pe pământ o persoană mai norocoasă decât Bill? Acest tip și-a filmat prietenul în timp ce arunca mingea în coșul de basket la școală. Adică ce se va întâmpla dacă arunci mingea când te afli cu spatele la coș? Chiar de unde se finisează terenul? Probabil el nici nu presupunea ce se va întâmpla mai departe. Video a fost înregistrat în glumă, ca la final prietenul său să filmeze imagini rare. Lovitura a fost o adevărată operă de artă. Să arunci atât de bine încă și de la alt capăt de sală, în plus stând cu spatele la coș. Wow, nu doar că mingea s-a agățat de coș, ea parcă s-a oprit în aer, pariem că nici multe legende din NBA nu a reușit să facă asemenea trucuri. Din prima încercare, poate chiar și din a 10-a. Lovitura trecută a fost cu adevărat faină, dar aceasta nu a fost limita. Acest băiat a făcut ceva mai epic în timp ce sărea pe trambulină. Prima aruncare a făcut-o în timpul unui salto din spate, după care, după inerție, a făcut un salto în față și a lansat în aer a doua minge care era între picioarele sale și a făcut a doua lovitură. Chiar dacă aceste acțiuni sunt extrem de complicate, el a reușit să țintească de două ori în coș și încă mingile în coș au ajuns practic în același timp. În acest video totul e fenomenal. Nu în fiecare zi poți vedea o astfel de imagine. Dacă v-ați jucat în GTA, la sigur ați aterizat vreodată cu avionul pe autostradă, dar acesta este un joc și în viața reală nu veți întâlni asemenea cazuri, veți spune voi. Însă încă cum veți întâlni? În aceste imagini puteți vedea cum avionul aterizează de urgență chiar pe autostradă, unde circulă și automobile. Înregistrarea a fost făcută de camerele de luat vedere în Minnesota. Pilotul a acționat atent și competent, el a aterizat avionul foarte delicat. Șoferii la fel sunt bravo, ei au apreciat situația și au eliberat la maxim locul pentru aterizare. Totuși, avionul a agățat cu aripa un SUV care a reușit să se îndepărteze îndeajuns de avion. Spre fericire, ciocnirea a avut loc la viteză mică, de aceea nimeni nu a avut de suferit. În fața voastră e jucătorul de golf John Rahm. El trebuie să lovească mingea peste rezervorul cu apă către verdeață, de unde el poate să o rostogolească în gaură. Poziția nu e prea confortabilă, de aceea vor fi multe lovituri. Dar cum credeți, prin câte acțiuni jucătorul de golf va trimite mingea în gaură? După denumirea acestui video, cel mai probabil presupuneți că o singură lovitură. Lui John i-a fost îndeajuns o singură lovitură. După lovitura sa, mingea a sărit peste rezervorul de apă, a ricoșat de la apă și pe o traiectorie circulară a merit fix în gaură. Aga, se mai spune că golful e un sport plictisitor. Slung Dunk este un fenomen popular în basket, îndeosebi în liga superioară. Puneți orice match NBA și cel mai probabil că veți vedea un Slung Dunk timp de un match. Dar iată ce nu veți vedea este distrugerea panoului pe care se afișează scorul. Asta se întâmplă foarte rar și nu este surprinzător din cauza că aceste panouri sunt special făcute din materiale rezistente. Însă în fața unor jucători nu rezistă, îndeosebi sportivilor de rang înalt. Când Shaquille O'Neal a făcut Slung Dunk, el pur și simplu a distrus panoul electric. Asta arată destul de epic. Imaginați-vă, mergeți în automobil pe traseu și pe neașteptate pe alături trece un SUV cu 3 roți. Nu este o decizie a designerului, doar că una din roțile din față a căzut, iar din interior iese scânteie. După părerea noastră, în acest video cel mai interesant nu e automobilul, ci șoferul său care rămâne după cadru. El pur și simplu continuă să conducă mașina și se comportă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Oh, de-am avea și noi un astfel de nivel de indiferență față de probleme ca și acest tip.
cu taurii nu trebuie de glumit. Acești monștri puternici cunoscuți în toată lumea prin agresivitatea lor, fiind alături de ei, trebuie să fiți foarte atenți. Minim, nu trebuie să stați în mâini chiar înainte de taur. Ce oare s-a întâmplat mai departe? Probabil l-ar călca în picioare. Dar atunci, aceste cadre nu ar fi în acest video, luând în considerare că astăzi vorbim despre cei norocoși. Taurul într-adevăr a sărit peste acest tip, însă el a reușit să sară peste el. Mai mult ca atât, el a reușit să se mențină călare pe taur care a început să sară în sus agresiv. Acest băiat e un maestru adevărat în rodeo. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest video. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă la im!